Târgul de carte Librex a găzuit o discuție fascinantă despre sănătatea creierului, condusă de două figuri eminente în domeniu. Profesorul universitar dr. Alexandru Vlad Ciura, neurochirurg renumit, și profesorul universitar dr. Hortensiu Alda, expert în neuroștiințe. Subtitlul provocator, Suprema dorință umană, sănătatea creierului, cei doi au împărtășit cunoștințele lor vaste și experiența într-un dialog vibrant și informativ. Profesorul Ciura a adus în discuție aspecte esențiale ale sănătății creierului, evidențind importanța prevenirii și tratamentului afecțiunilor neurologice. Cu abordarea accesibilă și convingătoare, el a ilustrat modul în care sănătatea creierului este fundamentul unei vieți împlinite și active. Zis că produce electricitate creierului. Noi avem ca niște lumințe care se aprind și care s-au și măsurat aceste activități cerebrale pe bază de electricitate. Este incredibil ceea ce se petrece. Creierul este stratificat, nu este un simplu organ, stratificat pe trei părți, triun brain theory, în care este partea de jos, noi spunem partea reptiliană, care este la baza creierului, sunt funcțiile principale, urmează partea de mijloc, care sunt centrii noștri vegetativ, spune, funcție vegetativ, și a partea de cortex, cu care eu mă prezint acum în fața dumneavoastră, care sunt cunoștințele noastre cu totul deosebite. Și este teleencefalul, partea de sus, uitați, de vinul alături de om, ajung la o inteligență deosebită, putem citi, putem să fim conștienți, putem să învățăm, putem vorbi, putem să ne comportăm conștient în această lume. În creier sunt niște arii perfecte, denumite arii elocuente, Descartes, filozof. Alexandru Vladimir Ciura este un renumit medic neurochirurg român, cunoscut pentru contribuțiile sale în sănătatea creierului. A fondat departamentul de cercetare în neuroștiințe la Spitalul Clinic Bagdasar Arseni și a realizat peste 23.000 de operații pe creier, dintre care jumătate la copii. Este profesor universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, autor a 33 de cărți și membru de onoare al Academiei Române.